Da, un meci acasă cu o echipă puternică în care vrem să facem un meci foarte bun, să ne impunem, să încercăm să dăm ritmul și intensitatea jocului, să fim noi, să încercăm să câștigăm. E un meci de campionat, sunt 3 puncte în joc și ne dorim victoria, ne dorim să câștigăm, pentru că sunt puncte importante și în lupta noastră pentru a avea cât mai multe puncte, a fi acolo sus. Meci important acasă și sperăm să fim în forma care am arătat-o în ultimele meciuri care le-am disputat, unde am arătat că am practicat un fotbal bun. Va fi un meci dificil, pentru că CFR-ul este probabil cea mai bună echipă din campionat. Este o echipă care are 7 victorii parcă consecutive. Dar noi sperăm ca în meciul de mâine să facem ce am făcut cel puțin acasă, adică un joc foarte bun și un rezultat pozitiv. Să luăm cele 3 puncte. Mergem la victorie, nu mergem la egal. Vom încerca să atacăm 90 de minute. Va fi un meci foarte greu, cum a spus și Lale. Au o echipă foarte bună. Este, din punctul meu de vedere, cea mai bună echipă din campionat. Este o echipă care primește foarte puține goluri. Dar noi am demonstrat că știm să jucăm fotbal, mai ales acasă.